Ministerul Mediului restituie în rate timp de 5 ani taxa auto pe care a încasat-o ilegal. Aceasta ar fi varianta optimă pentru stat după ce a constatat că mai tot ce intră ca timbru de mediu iese din buget ca despăgubiri, doar într-un singur an fiind vorba despre o sumă de peste o jumătate de miliard de lei, adică 80% din cât s-a încasat. Timbrul de mediu a adus încasări de 53 de milioane de lei în prima lună din an, iar despăgubirile au ajuns într-o singură lună la 35 de milioane de lei. Dacă vreți să vă recuperați banii plătiți pe taxa auto, va trebui să dați statul în judecată, însă procesele pot dura chiar și mai bine de 12 luni. Atenție însă, nu vă veți recupera toți banii odată, ci în rate, cam în 5 ani. Guvernul a hotărât că despăgubirile vor fi plătite eșalonat în rate de 20% timp de 5 ani. Primesc banii doar cei care au câștigat în instanță taxa autoplătită până acum.